Alegătorii care au împlinit recent 18 ani au dat dovadă de spirit civic și au venit să-și spună părerea în cadrul referendumului. Ei spun că doresc să-și facă datorie de cetățeni și doresc un viitor asupra căruia să fie consultați. Am venit la prima dată în viața mea să votez și am venit pentru un viitor a țării noastre, un viitor decent, să fim încredințați ce avem acolo sus la conducere și să fim mai liniștiți pe parcursul vieții noastre. Am votat pentru prima oară în viața mea. M-a determinat să vin la vot simțul meu de cetățean. Am votat și mă simt mai important. Am votat pentru un viitor decent, pentru ca copiii noastre să trăiască într-o țară cu adevărat liberă și democratică. Ca am votat, sunt mult bucurie, responsabilitate. Sunt fericită, mă simt mai mare, mai responsabilă. Președintele secției numărul 4 din Ialoveni spune că din cei 19 alegători care au împlinit 18 ani pe care îi are în listă, dimineața votaseră 7. Tineretul vine foarte activ și chiar și cu copii mici și familii întregi vin. Nici o parte dintre bătrâni nu s-a lăsat mai prejos. Eugenia Vdovei din satul Rubelnița Soroca are 82 de ani și a dorit ca de fiecare dată să fie printre primele persoane care au votat. Deși a participat la multe alegeri, acesta este și pentru ea primul referendum. În viața mea am trecut cele mai grozăviile, cele mai mari. În toate pădurile Siberiei au rămas morminte de basarabienilor, morminte de soldați care noi nu dorim nici război, nici nimic. Eu doresc ca nepoții și strănepoții ei să aibă o viață frumoasă.